Libertate și responsabilitate în viață. Pilda fiului risipitor. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a 8-a. Pilda fiului risipitor. Un om avea doi fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată. Și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se, a venit la tatăl său și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă. Și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale: Aduceți de grabă haina lui cea din tâi și-l îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și-l înjunghiați și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarină și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri și chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea, iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu vroia să intre și tatăl lui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând i-a zis tatălui său: Atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea, a înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt.
Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Pilda fiului risipitor exprimă ideea că părerea de rău pentru cele săvârșite nu este niciodată prea târzie. Fiul risipitor este omul purtat de neascultare care forțează tiparele bunei purtări, dar care are capacitatea de a învăța din greutățile pe care le întâmpină. Tatăl fiului risipitor simbolizează pe Dumnezeu care ne înțelege și ne iartă greșelile noastre. Iar fratele mai mare, deși ascultător, este omul pătruns de orgoliu, care ajunge să înțeleagă că resentimentul ne face rău. Pilda fiului risipitor este un simbol al tainei spovedaniei, căci fiul risipitor își cere iertare de la tatăl său. Citiți codurile QR pentru a afla mai multe explicații. Pornind de la învățăturile amintite, stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. Oricât de rătăciți am fi, putem să ne îndreptăm. Indiferent de cât de mult am cădea, suntem așteptați cu iubire ca să ne ridicăm. Greșim dacă nu înțelegem pe cei care au păcătuit, dar au avut forța de a-și reveni.